Salutare tatăl meu, astăzi o să ne jucăm Nexo Knights, Cavalerii Nexo Knights, Merlock 2.0 și eu sunt de Tiger. Noi o să ne jucăm astăzi și o să vă las să vă scanați niște puteri. O să pușez, dar nu o să pușez în videoclipuri pentru că sunt mai enervante bătăile cu cu roboții și na, devine mai greu și eu n-am puteri de astea care să vă lasă, vi le puteți scana. De asta o să luăm de aici niște puteri în piele de șarpe, lovitură magică și puterea iubirii, asta, bila de demolări. Deși, na, nu știu ce să vă zic. Strong Panda și-a început și el un cont de Nexo Knights și l-am învins pe gestru acolo. După ce l-am învins pe gestru, ăla roșu, nu ăsta electronic. Și, da. Acum nu este la mine, este la ea la casă, dar cred că nu este nimic. Așa. Sper că auziți și pe mine. Așa, să mă auziți. O să facem... Așa, nu știu cum să vă zic. O să vă las să vă le scanați și văd un match și tot așa, ca să puteți să aveți și voi puterile, toate puterile care sunt și grele de găsit. Avem toate puterile încărcate. Dăm bila de demolări. De ce este în stare bila de demolări. Dacă vă place bila de puterile, puteți să vi le instalați. Adică să vi le scanați. Dacă vă place jocul, puteți să vi le instalați. Deci să luăm asta. Lovitura magică. Dă mai mult damage decât normal. De oarecum... Nu știu cum să vă zic. Să luăm toate astea. Să terminăm mai repede acest match. Da, da. Bine, mă lupt. Oh, nu. Bolovanoi din ăsta. L-am rupt. Nu știu de ce, dar parcă... Dar nu se spunează doar unul sau ce. De mă tot plimbă pe aici. Mă tot plimbă oamenii ăștia pe aici. Mă cam enervează. Să vă arăt și cum este piele de șarpe când vine bossul. Bossul nu știu că este. Dă-i că nu scopim. Deci mai degrabă au făcut șarpele, toate astea, piele de șarpe. Bănuți, aproape 1.000.000, adică 1.000. Nu știu de ce stăte așa obișnuit să zic. Avem cavaleri de upgradat. Pe Aaron îl avem. Că devine Aaron mai puternic.
Acum o să vă las să vi le scanați. Care era? Ultima dată. Piele de șarpe! Piele de șarpe. Aveți piele de șarpe de față. Dacă vreți să vă scanați, dați pe pauză și eu scanați. Așa. Ieșim. Acest joc nu mai este așa de popular pe cum era, dar mai de mod era. Și bila de demolări, să vă prezint. Așa. Și mai ultima putere era asta. Lovitura magică. Așa. Noi o să ne cumpărăm pentru vehicule, pentru că, da, ca să ne putem juca și acolo în tărâmurile cavalerilor cu astea. Achiziționate. Astea nu sunt achiziționate. Deci avem cam toate mașinile făcute. Am cumpărat pe toate, nu cred. Era. O să ne jucăm atunci la tărâm. O da. Bine, deci o să... Așa, mergem la lens. E timpul pentru distracție. Păi da. Asta este mașina lui Lens. Hai la Macy să-l facem. Păi normal. Axel. Ne și grăbim un pic. Acum vine uriașul. Păi normal că-și vine uriașul. Ce? Excel oricum este uriaș. Mergem în tărâmul lui Clay. De acolo mergem în tărâmul acesta unde se merge la Aaron. Adică acesta. Tărâmul lui Aaron. Bine, deci o să luăm. Era nu o să devină complicat aici. Deci trebuie să luăm puteri foarte puternice. Să îi luăm aici. Gheare de urs? Butoi cu praf de pușcă? Butoi cu praf de pușcă? Ce să vă zic? Prăbușire cu strivire, bine de demolări. Prăbușire cu strivire. Spargere distrugătoare. Spargere cu distrugătoare. Piele de șarpe. Și tensiune rea. Bătaie tunătoare. Și bătaie tunătoare, să vedem. Tocmai fix de asta mi-era frică mie.
Deci, nu știu ce să vă zic, devine greu cu cât luptați mai mult și progresați, pentru că, de exemplu, vedeți și aici, doar cu Aaron și... aici am pierdut de foarte multe ori. Uitați-vă aici. Deci ăștia doi sunt foarte puternici. Încercăm să-i omorăm pe unul din ăștia. Hai măcar unul, moriți. Hai, avem bătut. O, nu, că ăștia sunt puternici. Bă, dar ce fac ăștia? Spargere distrugătoare! Hai că i-am rupt. S-am rupt și pe pâine. Bine. Prăbușire cu strigire! Haideți aici. Hai aici, bolovănuică. Aici! Deci vă zic că e greu să omorâți unul ăsta. Măcar o să-l maxăm pe rolul nostru, pe Aaron. Îi rupem. E imposibil să ne bată. Așa. A, nu. Prăbușire cu strivire. Aici, oamenilor. Aici. Hai, mor, mor. Mor, omule. Uda, care mă ăsta putere multă și viață. Monstrul acesta. Așa, să reușim. Avem foarte mici șansele să reușim, pentru că, uitați-vă, deja la început. Deci ăștia ne așteptau. Nice. Îi lovim. Am rupt pe scorpion. Păi, ratatele. Omul acesta n-are ce să ne facă. Deci să dăm așa. Așa, deci nici n-au atins un... Nu iarăși pe ianjenii ăștia. Da, m-am dus. Da.
acest monstru trebuie să știți oricare. Care bătaie durătoare! Eu acum bag bătaia tunătoare pentru că nu vreau să-mi dau prăbușire pe bătaie, ca să mă urc pe ultimul acesta. Vedeți câtă viață are și diabete e scală. Prăbușire cu strivire. Aici. Hai frumoșelule. Așa, frumos, frumoșelule. Stai acolo, stai acolo, stai acolo. Așa, mor. Da, nu, cam... Nu știu ce să vă zic, dar... Nu cred că o să mai reușim ceva. Yes. Deci a meritat. Foarte bine. Ne-am pregătit extrem de bine. Haideți să avem asta aici bine. Stai. Ce? O să vă arăt imediat cum să vă scanați puterile. Așa. Aici să vă scanați puterile. Prăbușire cu strivire e prima. Deci prăbușire cu strivire chiar merită să vă scanați. Acolo, așa. Sper că vă place. Și să și lăsați un like și subscribe. Așa. Spargere distrugătoare. Da, știți. Dacă vreți o putere, dați pauză. Și dacă v-a plăcut videoclipul, să nu uitați să lăsați acel button de like și pe data viitoare.